Bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală cu Dan Vardie, președintele jurului Autobest, la Autofan pe drum cu prioritate. Dan ne-a promis astăzi un subiect fierbinte legat de viitorul Dacia în România. Dan, este cazul să ne îngrijorăm sau de ce vorbim despre treaba asta acum? Radu, întrebarea e de 1000 de puncte sau de, mă rog, multe milioane de puncte. Bună ziua, European FM! Vom încerca împreună, Radu, să explorăm cât putem de repede aici la Europa FM elementele principale ale acestei decizii surprinzătoare pentru mulți, luate de grupul Renault. Ne vom menține în limitele anchetei pe care veți vedea Autopro o face. Sigur, rezultatele anchetei, investigației vor apărea pe autopro.ro ceva mai târziu. Astăzi însă, în avantpremieră absolută, mă gândeam împreună cu Radu să vă spunem ce se întâmplă. Și haideți să pornim, Radu, de la datele esențiale, și anume anunțul oficial al grupului Renault este că intenționează să facă două entități. Una dedicată mașinilor electrice, adică să grupeze sub această nouă entitate care are, va avea undeva la 10.000 de angajați, tot ce înseamnă tehnologii noi legate de mașini electrice, inclusiv partea de software, partea de fabricație. Deci lucrurile, dacă vreți, tot ce este mai creme de la creme în momentul de față în grupul Renault. O altă entitate urmează a fi creată și aici vine la noi, legată de așa numită entitate mecanică. Adică această entitate își propune să exploreze oportunitățile de dezvoltare la nivel, zice Renault, de lider mondial, a tot ceea ce înseamnă combustie internă, deci în general tehnologii clasice plus hibride, unde, să nu uităm, Renault este un lider mondial în momentul de față, de la egal la egal cu Toyota când vine vorba de hibride. Mă grăbesc să vă spun, oameni buni, că în această entitate unde lucrează, vor lucra tot circa 10.000 de oameni, sunt cuprinse, ca să nu o dăm în scenarii din astea, Radu, apocaliptice, o grămadă de uzine mecanice, deci se referă strict la partea de uzină mecanică, nu la toate platformele, cum e la noi la Mioveni, în care intră Spania, Portugalia, Turcia, Mioveni, România, Brazilia, Chile și Argentina. Deci, oameni buni, este o mișcare globală. Nu are legătură cu România, nu are legătură cu ce am auzit în presă, că ni se pregătește lui Dacia o nenorocire, nici o legătură cu lucrurile astea, ca să fim cât se poate de obiectivi. Da, dacă vreți un semn de întrebare, am remarcat că Maroc nu figurează în această discuție, iar pentru cei care încă n-au aflat, Lada și respectiv Rusia oricum n-au cum să figureze, pentru că acolo lucrurile s-au setat, așa cum spuneam, de vreo două ori aici în premieră la Europa FM. În plus, în această nouă entitate ar urma să facă parte și ceva R&D, deci cercetare, dezvoltare, și aici, din nou, sunt cuprinse facilități din Spania, România, Turcia și Brazilia. Deci, din nou, nu este nimic legat doar de România și, în fine, sunt aici și niște așa numite funcții suport pentru aceste entități. Acum, marea întrebare este, ok, și ce ni se întâmplă nouă la Mioveni? Și aici a apărut ceea ce este corect, și anume a apărut o informație care este validată de producător, și anume că în această entitate ar putea fi acceptați investitori alții decât grup Renault, care ar putea să cumpere acțiuni în această nouă entitate, care, vă repet, nu se referă la România, ci la absolut toate uzinele mecanice ale grupului și la partea de RTR. Și aici a început investigația pe care noi, cei de la Autopro, o facem. Investigație care, evident, am început-o cu colegii de la Dacia, cu cei de la Paris de la Dacia și respectiv de la Renault. Mă grăbesc să vă spun, se reconfirmă, pentru că asta, din fericire, a apărut în presă, Renault nu vinde marca Dacia. Renault nu face aceste entități ca să câștige bani pentru a finanța mașinile electrice. Eu mă grăbesc, cu oameni buni, să vă spun că da, dacă se referă la partea de entitate mecanică, într-adevăr nu cred, nici eu, și e greu de crezut că Renault plănuiește așa ceva. În schimb, dacă vorbim de partea electrică, ei bine, într-o altă ocazie am să vă fac o demonstrație cu creionul în mână, cam ce bani ar putea să facă acea entitate. Radu, mă grăbesc că îmi dau seama că trebuie să terminăm. Investigația arată că deocamdată nu știm cât la sută din această nouă
companie care va fi creată ar putea fi dată la investitori. Nu este clar cum se vor face separațiile în RTR, nu este clar încă cum se va face separație uzina mecanică, totuși uzina asta mecanică care va aparține unui intens va trebui să producă totuși Dacia. Și așa mai departe, toate le veți găsi într-un material interesant și în ultimul rând, Radu, și mă opresc aici, din cei 110.000 de angajați, 10 se duc la electric, 10 la partea mecanică și mai rămân 90.000 care, sigur, te poți întreba, bun, și aia 90.000 de oameni ce vor face. Important să finalizăm până a spune că undeva în toamnă vor veni și răspunsurile oficiale, însă ancheta Autopro va fi gata mult mai repede. Da, e o întrebare importantă și cum răspuns pe măsură. Dan, îți mulțumesc pentru toate lămurile, așadar să stăm liniștiți, nu se întâmplă absolut nimic cu afacerea Renault Dacia din România. Din potrivă, ne vedem în weekend la cel mai 4x4. Exact, la 4x4, ediția numărul 22, Radu. Foarte pe scurt, ne poți spune câte modele participă la ediția din acest an? Interesant e că înainte de emisie am fost sunat de unul dintre importatori care mi-a zis, dume, mai pot participa și eu cât tare aș vrea. Deci probabil că vor fi undeva între, pentru că acum avem un nou participant, între 12 și 15 modele. Avem oameni buni, toate categoriile reprezentate, off-road, 4x4, 4x2 și foarte important, pentru prima dată în istoria competiției de 22 de ani vom avea, Radu, și cel mai 4x4 SUV verde, respectiv cel mai 4x2 SUV verde, pentru că, iată, zona asta de green se dezvoltă exponențial de la an și mi-e frică că la anul mai facem încă cel puțin două categorii în această zonă. Mă bucur să vă spun, dragi prieteni europene FM, că Radu face parte din juriu, spre deosebire de mine care nu sunt în juriu, că oricum eu n-am voie, dar Radu este veteran deja la 4x4 și bazați-vă pe el că are experiență multă, știe ce face. Depinde pe ce trasee off-road mă bagi în weekendul ăsta, ca să spun așa. Ca să atât când ne lasă natura, Radu, că o să plouă destul de tare. Bine, Dan, îți mulțumesc pentru toate informațiile, o zi bună, ne reîntâlnim cu Autofan și săptămâna viitoare. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.